Păi dacă Tom a avut nevoie să vadă ca să creadă, atunci mai putem noi să credem fără să vedem? Până la urmă, mai e vorba în textul acesta de credință, dacă Iisus i s-a arătat lui Toma, l-a văzut. Nu mai e vorba de credință aici, nu? Și dacă nouă nu ni se arată ca lui Toma, cum putem să credem? Dacă nu putem să-l atingem, dacă nu putem să-l vedem, păi atunci ce relevanță mai are scena aceasta pentru noi? Până la urmă, nu asta spune și Gabriel Liceanu, că o să creadă atunci când o să-l vadă pe Iisus ca Toma? De ce am avea astăzi pretenții de la oameni, pretenții mai mari decât ce are Iisus de la Toma? Iisus este arată lui Toma și nu îi se arată nou. Este o întrebare legitimă, aș spune, la care avem un răspuns foarte clar în Biblie. Motivul pentru care Toma nu poate să creadă doar prin cuvânt este faptul că încă Duhul Sfânt nu a început să lucreze prin cuvântul Evangheliei. Și Iisus le-a spus că urmează să se înalțe la cer, să trimită Duhul Sfânt pe pământ, care va mărturisi în inimile noastre cu privire la adevărul lui Dumnezeu. Dar Iisus încă era pe pământ, încă nu s-a înălțat la cer și încă Duhul nu a fost trimis. Duhul Sfânt va fi trimis la Rusalii, la 50 de zile după învierea lui Hristos, și până atunci, Domnul Iisus chiar le spune ucenicilor să aștepte și doar după momentul acela să meargă și să propovăduiască cuvântul Evangheliei și să fie strânși oameni în biserică. Doar după venirea Duhului Sfânt, biserica, ucenicii, apostolii încep să slujească și să lucreze prin mijloacele Harului. Doar de atunci trebuie să meargă să vestească. Înainte de acel moment, înainte de coborârea Duhului Sfânt la Rusalii, în aceste prime săptămâni după înviere în care suntem acum și noi, nu doar Toma, ci nimeni n-a crezut prin mărturie. Nimeni n-a crezut prin cuvânt. Înainte de Rusalii, nimeni n-a crezut fără să îl vadă pe Iisus. Dar după coborârea Duhului Sfânt, după Rusalii, nimeni n-a ajuns la credință prin vederea lui Iisus, ci doar prin cuvânt. Chiar și întâlnirea lui Pavel cu Iisus pe drumul Damascului nu e o vedere a lui Iisus cel înviat, ci este o descoperire, o revelație a lui Hristos printr-o lumină orbitoare care îi ia vederea pentru mai mult timp și o voce, aude o voce, aude glasul lui Hristos, aude cuvântul lui Hristos. După coborârea Duhului Sfânt se aplică ceea ce ne spune Apostolul Pavel Roman 10, credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Hristos.